Uitați, vedeți, de 30 de minute eu fost activ. Acum îl sun, eu m-am pus la drum. Îl sunăm pe Adrian Cortoneanu. Să vedem. Hai să vedeți. Sunt aici, județul Cluj, așa cum v-am promis că îl sun, să vină la jumate de drum. Hai că îi trimit video ăsta să vedem, să vină să mă bat cu el. Adriane, sunt aici la județul Cluj, te aștept să ne vedem la Târgu Mureș, să ne batem, răspunde la telefon. Uitați, m-am oprit aici într-un peco, să stau de vorbă cu Adrian. Hai să vedem. Uite, frate, m-am oprit și aici într-un peco. Aici sunt, fii atent, frățiorul meu, ca să-ți explic eu cum stă treaba. Ai vorbit, ai alea, în continuu jignești, fără să-ți greșesc. Niciodată, Adrian, ascultă-mă, niciodată nu ți-am greșit. Niciodată nu ți-am vorbit măcar cu pula. Niciodată. Odată să-mi arăți tu. Da, m-am observat asta, m-am apreciat, da. Niciodată, niciodată, frate. Tu ai făcut tot felul de afirmații în loc să mă suni pe mine în privat și să vorbești cu mine. Numai pe mine m-ai găsit din toți. Și ai înjurat în masă și cum ce. Bun, nu mă interesează, fie cum vrei tu. Eu, frate, vreau ca tu să vii să te întâlnești cu mine. Îți jur pe fata mea că nu se bagă nimeni. Ascultă-mă. Termină, frate, tu ai impresia că dacă vin așa să aduc flori, să eu vin să mă bag cu tine, că dacă vin la o din asta, nu știi că vine pe geardă, dar nu vine să ne pupăm. Dacă te pii să plec pe gaz, cum este bun, mă jur pe copiii mei, dacă îi să pii să vin, dacă nu vin de trei ori mai mult ca voi, ascult ce spun eu. Bun, am... Și dacă tu ai impresia alea, că, uite la mine, să moară familia mea, de nu venim pregătiți cu de toate. Bine, ne bine. Ia miliția! Dar bă, eu imediat, bă, eu deja am trecut de Cluj și nu m-a luat miliția. Dacă tu te urci în mașină, te ia miliția. Cum pula mea? Dar bă, Adrian, stai o leacă, că eu nu înțeleg. Pe mine nu mă ia miliția, pe tine te ia. Cum vine asta? Băi, ne ia, nu da. Ne mă ia. Ne ia poliția. Dar cum ne ia? Nu înțeleg. De ce poate să te ia? Că mi-am București, mi-am zis tu, care vorbim noi, tu așa de tine chesti cu miliția. Eu să... Bă, frățiorul meu, e prin YouTube cu tine, cu poliția. Bun, în fine, hai să lăsăm asta. Pune tu cu mine. Bă, eu ți-am zis, eu zic ce-i pe YouTube, în fine. Bă, iarăși... Nu discutăm ceea ce trebuie, bă, frate. Dacă se poate să ne importăm, nu-i frumos. Nu-i bun. Nu băi, frate, hai să spun ceva. Bă, omule, hai să lăsăm asta, că nu mă interesează pe mine. Tu ai venit cu așa ceva de mine. Eu ți-am zis așa ceva, tu ai început. Bă, Adrian, tu chiar nu știu ce-i cu tine. Bă, Adrian, ești nebun, mă, să mor eu. Bă, Adrian, deci stai un pic, eu te chem la întâlnire. Eu îți spun să vii și atunci eu fac 16 pe tine. Cum vine asta, Adrian? Da, frate, păi, dar nu știi că eu nu vin să aduc flori. Da, eu ce? Bă, Adrian, te întreb acum o dată și cu mine, băi, frate, cu mine ai încheiat. Deja te-a închis cu tine. E doar 20 de secunde, un minut, un live. Iarăși faci live-uri, mă. Bă, să mor dacă nu ești... Bă, frate, lasă-mă în pace cu live-urile tale, bă, mai înnebunit, mă. Bă, frate, te... Hai să vorbim, lasă-le, hai să vorbim așa. Bă, eu te... Bă, omule, ți-am zis de 100 de ori. Eu te... Vrei să te întâlnești sau nu vrei să te întâlnești, Adrian? Mă lași în pace, nu mă lași în pace, te întâlnești cu mine. Bă, Adrian, se bagă nevastă ta iarăși, mă, așa. Bă, frate, pleacă familia ta, tu nu înțelegi că asta e de greșelea în bază, că mă chem pe drumurile alea, toată garda e pe loc, mă spun eu,
Da, da, ești gardă. Și pe mine cum nu m-a luat garda, mă, omule? Da, am înțeles, nu ți-e frică, dar nu vrei să vii la întâlnire că te ia poliția și că fac 16 pe tine. Să moară familia mea, nu fac live și zic. Iară faci live, mă! Bă, dar oprește-te, mă, cu live-urile! Oameni buni, România intrează 23 de milioane de oameni. Vă rog frumos! Nebun, vrea să bată cu mine, l-am invitat să urcă într-o cușcă cu mine, unul la unul cu el. Băi, acum te invita, bă, omule, lasă-mă cușca și din alea, mă, că noi suntem vagabonți crescuți pe stradă. Vino, mă, să te întâlnești cu mine, că tu ai zis, mă, tot ce... Vino singur unde vrei tu, și le batem unul la unul. Păi hai acum la Târgu Mureș, hai! Păi ia stați. Păi la jumate de drum mâncați aș sufletul tău. Da, bă, Adrian, eu te-am chemat la 20 de minute de mine. Eu îți vin la jumate de drum, mă, frate. Se urmărește, bă, frate. Dacă să ne-ați jurat, ce facă, vă jur. Lasă-mă, ulea, cu mine să vorbesc! Da, bă, zice de pușcărie! Zice de alea! Vezi, Adrian, frate, eu te-am sunat frumos! Să vedem că n-am cu ce vorbesc cu omul ăsta! Băi, frate, dar nu-i bizibile și nu se bagi să pupă cu toate cap în cap ce zice tot cu creștiu ăla de tine. Tu cu o lună înainte de alege, tu mă chem brigăz, eu să vin cu sute tu cu creștiu și mi-e bani, măi! Și ți-a spus de om, mă, caută cu tine, că mi-e pas 16 pe mine, mă, eu vreau să fac 16 pe tine. Bă, prietenii care vorbești tu, că nu vreau că zice cât pararamă, ai prietenii care vorbești și tu cu ei și eu, mi-o zis, Adrian. Că eu caut omul cu voi. Hai, asta e tare. Bine, mă, Adriane, fii atent, hai să spun ceva. Ține-te tu de live-uri cum vrei tu. Și fă-ți tu treaba pe live-uri. Nu fac niciun live. Am greșit enorm când mi-a trimis străin filmări cu Doru. Și m-a făcut că-s prăjitor, că-s cu preda, că l-a legat cu preda. Eu ți-am făcut. Nu tu, frate, Doru, frate, nu tu, n-am zis de tine. Dar el ai putin în căruță, frate, mănânci pot în boc zi de zi. Băi, bine, Adriane. Deci am înțeles, nu vrei să te întâlnești cu mine că fac 16 pe tine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu mai vorbi, Adriane, nu mai vorbi de mine. Nu mai vorbi de mine. Eu am vorbit frumos la adresa ta. Și vezi, cheamă tu oamenii pe Băcăoanu și cu cine trebuie să chemați tu. Azi 24, tu din secunda asta că mă închid cu tine, tu nu o să mai auzi numele meu să vorbesc de tine sau să vorbesc la plural. Uite că mi-a zis să mă dați de jurași frații mei.